început un minut mai devreme astăzi ca să apuc să caut filtre. Nu, glumesc. Am început cu un minut mai devreme ca să văd dacă este vreo legătură între cum vă conectați voi și timp. Pentru că din punctul din care, hey Didi, din punctul din care dau eu live, hey, Ana, paracord for petties with us. Așa, din momentul ăla eram curioasă în cât timp se conectează lumea, dacă vă apare în timp real sau cu lag. Da, o să rămân pe filtrul ăsta. E un subiect foarte fain, dar dureros în ghilimele, despre care o să vreau să vorbesc astăzi și nu este adresat atât de mult, din păcate sau din fericire, celor care o să fiți aici, pentru că deja aveți câini și sunteți în procese de reabilitare, de training, de expo, de whatever, dar ce aș vrea de la voi care urmăriți live-urile și știu că multora vă sunt utile, vă plac, este să dați, dacă îl considerați util, desigur, și pe acesta, să dați la final, când o să-l postez, un share la un story, la... O să-l pun și pe YouTube, chiar dacă nu este cu invitat, de obicei le pun doar pe cele cu invitați. Dar de data asta vreau să-l pun pentru că este un live de conștientizare pentru tot ce înseamnă cum ne alegem un câine, de ce luăm un câine, ce implicații sunt, care e mentalitatea în România și de asta vreau să dați share-urile astea și o să-l postez și pe pagina de Facebook și o să-l postez și pe profilul meu personal de Facebook și așa mai departe. Pentru că cu cât sunt mai multe share-uri, cu atât o să fie, sper eu, riciu mai mare la oamenii, nu la voi, că, repet, voi știți poate o parte din lucrurile astea sau chiar pe toate, dar la persoanele din listele voastre, la persoane care poate sunt în alegere, vor să aleagă un câine, urmează să vină sărbătorile, vor să-și ia un câine sau mai rău să facă cadou un câine, da? Am făcut și cacofonie. Să rămână în istorie. Așa. Dar ideea este să atingă un pic cât mai mult, să aibă un reach cât mai mare ca la persoanele care încă nu au câini sau care au oameni în jurul lor care urmează să-și ia câini și așa mai departe, da? Pentru că să discutăm niște lucruri foarte reale care se întâmplă în România, salut, mădă, și o să fie pe exemple concrete. Nu o să fie așa de fun, da? Dar cred că o să fie enlightening și, să zic așa, deschizător de ochi, cel puțin pentru persoanele care nu știu aceste lucruri, da? Așa că o să încep prin a vă da un citat celor care nu sunteți încă în grupul meu de clienți. O să și întorc un pic camera să vedeți citatul, să fie și acolo pe asta, dar vreau să vedeți ce este subliniat. Și anume că many social and emotional deficits observed in adult dogs are believed to result from removing puppies too early from the mother and littermates. Și acolo mai spun și alte probleme, mă rog, care pot să apară mai târziu în viața câinelui. Da. Care este ideea? Pentru că am văzut foarte multe, în ultima perioadă cel puțin, foarte multe persoane care caută sfaturi în diverse grupuri, care și-au luat căței de 6 săptămâni, adică care au 6 săptămâni, da? Foarte mici. Nu știu prin ce surse, cel mai probabil nu de la crescător, pentru că, repet, crescătorul legitim nu o să dea câine atât de mic, da, din cuib. Și atunci trebuie să ne gândim un pic la treaba asta. Sunt multe, ce zice acolo în română, pentru cine nu înțelege engleză, foarte multe deficite emoționale și sociale sau de sociabilitate se observă în câini adulți care au rezultat sau care rezultă din îndepărtarea acestora prea devreme din cui. Da? Bruno, nu te pot lăsa pe live-ul ăsta pentru că este o discuție pe care vreau să o duc dintr-un cap într-altul. Adrian, solicită să intre și el pe live. Cu altă ocazie, cu tot dragul. Bun. Acum,
De ce iau oamenii pui așa de vreme? Pentru că nu sunt educați, în primul rând. Iar revin la discuția cu crescătorii, cu samsarii, cu împerecheiatul câinilor aiurea și așa mai departe. Nu o să punctez prea mult pentru că am avut un live întreg pe asta, dar se apropie sărbătorile. Mă rog, știu că suntem în octombrie la început, dar se apropie sărbătorile, da, a trecut anul ăsta destul de repede. Drept urmare, oamenii o să caute cadouri. Din păcate, de fapt, o să caute și cadouri vii, în ghilimele. Sau nu în ghilimele, chiar sunt cadouri vii. Da? Anume, câini și pisici. În speță. Se dau și alte animale cadou, dar majoritatea vor fi câini și pisici. Acum, pisica, virgulă, ca pisica. E mai ok, e mai simplu de avut o pisică, da? Dar o să dea câini și o să caute să dea pui de câini. Nu este, și voi dacă aveți în minte chestia asta, pentru că sunt multe anunțuri de cu pui spre adopție și așa mai departe, nu e rău să adopți un câine, evident. Și căutăm să ajutăm cât mai mult toate instituțiile care se ocupă cu adopții și caută asta, dar nu dați cadouri vii oamenilor care nu știți ce tip de angajamente au către acea ființă. Da? Că e vorba de un câine, că e vorba de o pisică, dar să vorbim de câine acum, că na, la subiectul ăsta suntem. Un câine e o responsabilitate pe 10-15 ani. Dacă iei omului o vază, da, poate o să o aibă 10-15 ani, dar vaza aia e un obiect care nu necesită timp, nu necesită investiții, nu necesită nimic, da? Poate să fie acolo în casa omului singură, da? Pe când un câine implică o responsabilitate foarte, foarte mare. Chiar discutam cu Mihai al meu acum, nu știu, câteva zile, discutam chestia asta, mi-a venit efectiv exemplul ăsta în minte. Cât de atent este un om când își ia o mașină, de exemplu, da? E la urma urmei e o investiție, more or less, dar nu este ceva, nu e ca un apartament, da? Adică poate o are pentru 3, pentru 5, pentru maxim 10 ani, da? Nu, marea majoritate a oamenilor nu-și iau mașini pentru 20 de ani, da? Și atunci, gândiți-vă cât research, câtă cercetare face un om înainte să-și ia o mașină, da? Deci, un obiect. Da, e un pic mai costisitor, dar e tot un obiect, da? Se duce, caută pe diverse site-uri, prețuri, mecanici, nu știu, ce ani și așa mai departe, da? O grămadă de istoric și toate astea. Compară dintre diverse branduri și așa mai departe, da? Deci se face un research, orice om își face un mic research înainte să-și cumpere o mașină, da? Acum, puni câinele în același context. Câți oameni fac research? Câți dintre voi ați făcut înainte să vă luați câine? Mă includ și pe mine aici. Am avut doi câini înainte să învăț despre psihologie canină, da? În timpul deținerii celui de-al doilea am început să învăț lucrurile astea. Dar până la el nici eu n-am... Bine, la primul eram chiar copil, acolo n-aveam ce să... Și l-am primit cadou, apropo, deci ca să vezi că se leagă discuția. Tot apropo, l-am primit cadou, așa cum se întâmplă deseori, eu fiind, mă rog, preadolescentă atunci, eram copil, practic, când am primit acel câine, n-am știut în niciun caz, toate greșelile din lume le-am făcut cu acel câine. Părinții sau mama, mă rog, cu mama eram atunci, mama era overwhelmed că avea tot felul de probleme comportamentale acel câine. L-a dat, l-a luat înapoi, după care iară l-am dat la un moment dat că au intervenit și schimbări în dinamica familiei și așa mai departe. Dar câinele l-a avut practic de suferit pentru că noi nu ne-am făcut research-ul, da? Deci noi nu aveam idee cu ce să mănâncă un câine. A, ok, știam că trebuie plimbat. Da, atât, cam asta este extensia nivelului la care se face research înainte să-ți iei un câine în România, în marea majoritate a cazurilor, da? E un procent foarte mic de oameni care fac un minim de cercetare, un minim de să știe ce-i trebuie
fizic, da, ce obiecte, ce lucruri, ce mâncare ar fi bine să-i dea și așa mai departe, să știe despre rasă, dacă e vorba de o rasă anume, sau despre istoricul acelui câine, dacă îl adoptă, să știe de ce îl aleg, da? Cum ziceam, fac iarăși comparația cu mașina, ți-ai o mașină, nu-ți tragi un Hummer, chiar dacă ai banii pentru el, că poate n-ai spațiu de parcare, n-ai, îți bagi o tonă de benzină în el, n-ai piese când vrei să-i schimbi o piesă și așa mai departe, da? Deci te gândești un pic la chestia asta. E, la câine nu fac chestia asta oamenii, da? Ce fac? Păi îmi iau husky că e frumos. Sau, nu știu, îmi iau labrador că am auzit eu că e cu minte. Da? Cam asta este extensia knowledge-ului, da? Know-how-ului. Pe când la mașină te uiți, bă, nu pot să-mi iau Hummer, a.k.a. nu pot să-mi iau un Malinois, că ăla mă suge de timp, de bani, de tot, da? Nu trebuie dresaj cu el, nu trebuie o grămadă de chestii. Da, deci faceți un pic corelația asta, analiza asta, paralela asta, da? Cât research intră acolo? Da, uneori oamenii nici nu știu până la ce vârstă trebuie să stea pui un cuib. Și ca să vă dau alt exemplu, stai să văd unde este. Așa, un exemplu de astăzi, de pe un grup de Akita. Nu o să dau numele, o să vă citesc așa scurt. Practic cineva zice așa: bună, e noua membru a familiei, este whatever, Bella, are 6 săptămâni, e foarte jucăușă, noi deținem și două femele de ciobănești germani, ele nu sunt prea prietenoase cu alți căței, cum să procede să o accepte pe Bella? Bella stă cu noi în casă pentru că e încă mică, evident că are 6 săptămâni. Ceilalți doi au spațiu închis amenajat. P.S. aș vrea să știu cât mai multe despre această rasă. Granted, după ce am citit în comentarii, tipa se referea că a făcut niște research pe rasă, dar ar vrea să știe mai multe. Expresia ultima, să zicem că n-a fost chiar oportună pentru ea. Dar, cine, de unde are ea un pui de 6 săptămâni? Puiul ăla n-are socializare. Evident, este o rasă mai puternică. Are încă două femele de rasă puternică, da? Femelele între ele, pentru cine are un minim de cunoștință de psihologie canină, cine nu are, vă spun eu acum, nu că e greu să se înțeleagă, toți câinii se pot înțelege între ei, indiferent de rasă. Dar la femele, dacă un pic nu ai grijă și s-a iscat o ceartă, da? Că nu vreau să-i zic luptă, că nu e neapărat vorba de lupte, ele țin ranchiună. În ghilimele, este, știu, e un sentiment uman, nu este neapărat unul canin, specific specii, dar ele țin minte mai bine decât masculii. Foarte greu o să se înțeleagă apoi dacă au apucat să se ciondănească odată, da? Trei femele, una luată, o cățelușă luată nesocializată cum trebuie în cuib la 6 săptămâni, femeia o luase din cuib, iarăși, apropo de educație, o luase din acel cuib pentru că, stai să văd dacă nimeresc și comentariile, că am dat un screenshot și la comentarii, zice așa, Akita, ia, tot aceeași tipă, zice Akita este o rasă pe care o dorim de foarte mult, de foarte mulți ani de zile, vă dați seama că ne-am interesat înainte să o luăm, asta spune ea, este achiziționată de la cel mai bun prieten al nostru care are o pereche de Akitainu. Atenție, nu achiziționată de la crescător legitim, nu achiziționată la vârsta potrivită, achiziționată de la cel mai bun prieten care are o pereche. De ce are omul ăla o pereche nesterilizată? Nu bag mâna în foc că este o pereche cu pedigree. Ea zice că în comentarii în continuare zice că are pedigree. Mă foarte îndoiesc. Eu cred că pedigree... Ieri am avut o evaluare la niște persoane care... Habar nu aveau ce înseamnă pedigree. Pedigree nu... E un act. Există ceva fizic. Pedigree-ul ăla e ceva fizic. Nu pleacă niciun pui de la un crescător legitim fără acel act. Nu vă mai lăsați păcăliți de oameni care vă spun că... pentru pedigree trebuie să mai plătești 100 de euro în plus. Repet, nu costă 100 de euro un pedigree. Costă 50 de lei la Asociația Kinologică Română. Sau cum îi spun. Știți voi, HR.
Zice aici Ana că spusese cineva că femeia te iubește, dar masculul te adoră. Da, nu știu, n-am auzit vorba asta. E drăguță însă. Și e posibil să fie ușor pe acolo, dar să știi că sunt, mă rog, eu am văzut și femeile iubitoare și masculi neinteresați și așa mai departe. Deci de ei fi. Anyway, revenind la discuția noastră, da? Deci omul ăsta, femeia asta a luat cățelușul ăla de 6 săptămâni de la prietenul care avea cuplu de achitainu. Ce vorbeam în ultimul live sau penultimul, nu mai știu dacă săptămâna trecută sau cu o săptămână înainte am vorbit, legat de nu contează că ai cei mai frumoși câini din lume și ai un cuplu sau te-ai întâlnit tu cu câinele tău pe care îl consider cel mai frumos, cu un alt câine în parc care este de aceeași rasă de sex opus și ăla e cel mai frumos din sexul respectiv și din rasa respectivă. Nu îi împerechezi fără drept de muntă și pedigree și fără a fi un crescător legitim. Eu sincer, eu și dacă aș avea drept de montă, pedigree, cunoștințele pe care le am, nu știu dacă mai aș împerechea câinele, oricât de frumos ar fi. Nu mi l-aș împerechea nu pentru că n-aș vrea neapărat, ci pentru că acolo este vorba și de teste de temperament, de teste de probleme genetice, de o grămadă de factori de detaliu de care omul de rând, care nu e crescător, nu se ocupă exclusiv cu asta, nu are efectiv timp. N-are timp și n-are Nu se ocupă, nu se ocupă, punct. Și totul o să tragi pe noasele. Asta este, da? Revin la comentariul nostru. Am luat-o așa mică pentru că mama a refuzat total să alăpteze puii. Mama, adică cățeaua, având 3 ani. Bun, asta e relevant din comentariul ăsta. N-are treabă socializarea, deci iarăși un punct care îmi dă de înțeles că el... Acel om care a împerecheat acei câini nu este un crescător. Pentru că un crescător știe că nu are legătură că mama alăptează când alăptează. Până la minim 8 săptămâni sau cu indulgență mare, într-un caz foarte excepțional, măcar 7 săptămâni, da? Dar asta este o mare excepție, atenție. Este vorba de socializare. Puiul ăla trebuie să stea în cuib cu frații, cu mama, ca mama să le dea reguli, limitări, restricții. Să le facă bite inhibition, să îi corecteze atunci când mușcă prea tare un frate și o grămadă de chestii de genul ăsta pe care ei nu-i... Tu nu-l faci, nu le faci acasă cu un pui de 6 săptămâni, da? Deci iarăși e o situație, da? Cineva mai povestea aici că exact în comentariu oamenii au spus femeie exact chestiile astea, ceea ce m-am bucurat că pe de-o parte mai sunt și oameni așa. Ce-am mai văzut? Încă un anunț. Da, deci asta e o situație care se lega exact cu ce am povestit data trecută în live cu împerecherea aiurea a câinilor, tu neavând nici înclin, nici în mânecă cu împerecherea câinilor. Da? Legat de căței dați cadou, da? Am aici o să vă pun, o să vă întorc camera ca să vedeți și voi totuși că este interesant. Este așa. Căutăm familie iubitoare, bișon maltez, are 5, peste 5.000 de like-uri și reacții și 3.600 de comentarii. Deci, bișon maltez. Câți crescători legitimi de bișon maltez cunoașteți voi în România? Doar așa, de curiozitate. Întreb pentru un prieten. Eu nu știu, sincer. Știu de Westie. Dar de bișon maltez nu știu. Da? De ce? Pentru că e o rasă atât de corcită, pentru că toată lumea și-a împerecheat, încât cine, când are genul ăsta de anunț cu 5.000 de like-uri, ea s-au dat ca pâinea caldă, evident. Dar, repet, s-au dat ca și cadouri pentru copii. În comentarii, vă zic și din comentarii, că am văzut și câteva comentarii. Comentarii. Aș vrea și eu o fetiță, cum putem vorbi? La ce preț? Vreau și eu, e cadou sau cât costă? În Moldova sau Italia? Vreau și eu unul. Vreau și eu unul cu bani sau donați cățării. Și așa mai departe. Deci, genul ăsta de comentarii. Nimeni nu a întrebat în comentarii, repet, revin la mentalitatea din România, da? Nu vreau să fiu... De obicei știți că sunt
mă rog, sau încerc cel puțin să fiu pozitivă, să aduc un vibe bun și să cumva să educ, dar să fie și ok, să nu fiu negativistă. Cu toate astea e deja foarte mult. În ultima săptămână am văzut numai chestii din astea pe Facebook și te face de cap la un moment dat. Pentru că unul din acei oameni din comentarii, și am mai dat scroll prin câteva, m-au întrebat, pui o pedigree, cine e crescătorul? Da, ok, cât costă? Poate să întrebe, deși nu o să răspundă nimeni în comentarii cât costă un pui. Pot să merg să văd părinții? Sau pot să merg să văd cuibul? Nimeni nimic. Ce ne spune asta? Educație zero pe chestia asta. Zero barat. Da? Sau hai să nu zic zero, să zic 0,5% e educație pe partea asta. Cred că asta e un pic mai mult din... O să aibă rici un pic mai mare decât cât sunt educați... Care e numărul de oameni educați acum, în acest moment, până la live-ul ăsta. Deci, asta o chestie și vă mai arăt un singur lucru și după aia continuăm să vorbim. Dar pe acest om vreau să-l fac un pic public și vreau să știți de el, pentru că mai intră poate pe pagina asta a mea și oameni care vor astfel de rase. Poate că aveți voi în liste, repet, după ce dați share, oameni care vor astfel de rase și măcar o mică parte din ei să nu fie păcăliți. Deși, repede, dacă te doare, dacă îți place o rasă, vrei să iei o rasă, n-ai cum să nu găsești surse să te interesezi și să o faci bine. Doar să nu vrei sau să nu te intereseze să ai o informație cum trebuie. Altfel, se găsesc pe toate dealurile, cum s-ar spune, informații legate de orice. Da? Avem internet, nu mai putem spune că nu avem acces la informații. Da? Bun. De omul ăsta am aflat tot dintr-un grup, că sunt, repet, în 1000 de grupuri de toate națiile. Am aflat într-un grup, nici nu mai știu ce grup era, probabil de adopții sau câini pierduți și găsiți sau ceva de genul ăsta. Ce are omul? Are un cont de TikTok în care singurele lui videouri sunt cele în care el pune... câinii lui care sunt niște metiși de rase puternice. Presa canario, pitbull, d-ăștia, da? Dar metiși, repet. El le spune că sunt rasa respectivă. Evident că nu sunt. Pune acești câini să omoare vulpi, câini ai străzii, pisici și toate chestiile de genul ăsta. Vă zic asta nu... În primul rând vă zic ca să știți de el, în al doilea rând vă zic ca să știți contextul. Nu vreau să vă fac sânge rău, că mi-am făcut eu destul, dar... Bun, deci el face chestiile astea, da? Intru pe profilul lui pentru că de cele mai multe ori, 95% din cazuri mă abțin și nu intru nici în comentarii aiurea pe social media și nici... Mă rog, nu, încerc să nu-mi fac sânge rău și să nu rumeg mai mult decât trebuie niște informații. Dar de data asta am intrat pe profil doar de curiozitate să văd ce tip de om face asta, pentru că cineva, cel care postase acele videoclipuri, adică despre acest om, postase și profilul lui de Facebook, tot în vederea conștientizării, da? Am intrat pe profilul lui, prima postare era asta. Și vă arăt acum și vă arăt și numele lui, să știți de el. Moise Cristi îl cheamă pe domnul și, da, nu poate afecta emoțional pentru că nu o să pun video-uri și alte chestii de genul ăsta. Dar acest Moise Cristi, în paranteza Ronaldo, o să-l găsiți pe Facebook, să știți, repet, de el. Pune de vânzare pui presa canario fătați în X dată din care doi băieți și o fată. Deci, el are metiș. Deci, am văzut câinii pe profilul lui. Bă, ăia adulți, ăia nu sunt câini de rasă. Au, cred că, 0,1% presa canario în ei, da? Dar el vinde pui de presa canario. Vreți să vă mai arăt ceva funny? Cred că tot pun, tot îl iau, cred că până la urmă îl las așa. Așa.
comentariile la acea postare. Pe al meu l-a șters, că i-am comentat eu frumos acolo. Așa, n-am putut să mă abțin. Era asta agresivă. Preț, preț, salut cât vrei pe unul. Acum, ce credeți voi? Sorry. Sper că nu m-am deconectat, că am dat click pe ceva aiurea. Așa, ce credeți voi că este din acei câini care au tendințe de agresivitate? Nu e vina câinilor, atenție, nu zic, nu dau vina deloc pe câini. Dar omul ăla așa i-a crescut, da? A omorât diverse animale mici. Probabil sunt vai și amar cu împlinirea lor ca și câini. Cine știe ce le face și cum îi tratează omul ăla? Și ce pui credeți voi ca și calitate, ca și temperament, ca și sănătate fizică și psihică iese din acei câini împerecheați de acest om? Și oamenii, ați văzut comentariile, oamenii îl întreabă de preț. Primul lucru la român care este? Prețul. A, ai achita, păi ce preț? Păi și crescătorul vine și îi spune 500 de euro. Și ăla zice, a, păi dincolo era mai ieftin, știți reclama, da? Dincolo era mai ieftin, păi ăla mi-l dă cu 100. Păi da, dar ăla care ți-l dă cu 100 este gen d-ăsta. Așa. Asta este mentalitatea în România. Este vorba de preț, este vorba de vreau rasa aia, dar nu știu de ce o vreau, doar pentru că arată frumos sau genul ăsta de rasă, pentru că mă dau eu mare că, mamă, ce baștan sunt că am eu presa canariu. Cu numele, că nu am presa canariu. Presa canariu, omul ăla, cel care are câinii, da? Ăla n-a văzut presa canariu în viața lui. Presa canariu este o rasă foarte rară în România. Nici nu știu dacă e crescător de presa canariu în România, să mă educe cineva dacă știe. Așa. O să mă educ eu în timp, pentru că o să vreau eu un presa canariu la un moment dat. Dar, the point is, dacă e să-mi iau unul, păi credeți-mă că dacă nu e în România, eu mă duc în Austria după el. Și o să dau acei 1500 de euro pe el dacă eu vreau într-adevăr presa canariu. Că atâta costă unul. Deci nu... Și nu e de lăudat că mă laud eu sau ceva. Oricum nu l-am luat încă, deci n-am cu ce să mă laud. Dar ideea este că... Câinele ăla nu o să știe... sau genul ăla de om nu o să știe și pui care ies de acolo și o să plece la niște oameni acasă. Se transmite prin genetică, se transmit și trăsături de comportament, se transmit o grămadă de temperament. Ajunge un pui din ăla pe mâna unuia care habar n-are cu ce se mănâncă, dar l-a vrut că sună bine presa canariu, da? O să-i muște copilul de față, o să-l mutileze, pentru că copilul a pus mâna pe el și câinele n-a știut cum să reacționeze, sau l-a văzut ca pe o pradă, pentru că na, părinții vânau, nu? Pe stradă. Așa? Și după aia o să dea vina pe rasă. Ah! E presa canariu, așa e rasa, e rasa agresivă, cum ziceam în primul comentariu, da? E rasa, acum vă întreb pe voi, e rasa așa? Sau este omul așa? Și ăla care i-a mulțit. Deci sunt multe aspecte de genul ăsta de luat în considerare. Sunt foarte, foarte multe aspecte. De asta ziceam să dați share live-ului ăstuia. Aș vrea să-mi împărtășiți și voi, nu știu, care a fost procesul vostru de... alegere, când v-ați ales câinele, pe bune, chiar dacă ați greșit în procesul ăla, chiar dacă fiind primul câine poate l-ați luat de unde nu trebuie, dintr-o sursă nesigură, că e rasă, că nu e de rasă, da? Vorbim acum și de câini care nu-s de rasă. Eu acum au fost niște exemple cu câini de rasă, că na, așa s-a întâmplat să pice săptămâna asta la loterie. Dar... iei un câine din adăpost, ok, perfect, e fain, recomand cu toată căldura. Faceți un foster, căutați adăposturi care lasă câinii în foster, da? Vedeți cum vă înțelegeți cu câinele ăla. Nu pentru că este neapărat o chestie, faceți test drive, da? E ca la, iară dau exemplu cu mașina. Vrei să-ți iei o mașină mai scumpă? Păi te duci la reprezentanță, iei una în test drive, vezi cum te înțelegi cu ea, vezi cum îți place dacă e automată sau este manuală, vezi cum se lipește de drum sau nu se lipește de drum și așa mai departe, da? Deci, de ce nu? La noi nu prea se practică, e adevărat în România asta cu fosterul, dar sunt adăposturi, uite, Care for Dogs, știu că în momentul ăsta caută persoane pentru foster, da? Fosterul e o variantă în care să
ai un câine, l-ajungi și pe el să iasă, fie și pentru o săptămână, două, trei, cinci, câte poți, da? Îl ajut să iasă din spațiul ăla închis, din adăpost, pentru câteva săptămâni sau una sau câte ori fi, da? Sau o lună sau două, așa mai departe. Tu vezi dacă te înțelegi cu câinele ăla, dacă aveți chimie. Da, e, se poate să nu fie chimie între stăpân și câine. Există oameni, sunt două variante dacă nu există chimie. Sunt oameni care they push through it și sunt de apreciat, dar de multe ori pot fi încrâncenați în a se înțelege cu acel câine și efectiv acel câine să nu se potrivească cu ei. Punct. Din vari motive. Și să fie un câine excelent pentru altcineva. Da? Deci nu are nicio legătură, este o chestie de personalitate, pur și simplu. Pardon. Sau există oamenii care înțeleg chestia asta și caută o altă familie sau, nu știu, uite, îl cedează, da, poate la un adăpost. Eu nu condamn cedarea la adăpost, decât dacă este un adăpost care ucide animalele. Dar dacă tu ai făcut tot ce ținea de tine și nu s-a putut, că asta e, n-a fost chimie, asta, chiar asta e explicația, da? Și tu nu ești energia potrivită pentru acel câine, dacă este un adăpost cum este Hereford Dog și dacă acceptă, ei pot să-i găsească o casă în Germania, o casă în România chiar, sau un foster mai potrivit, sau așa mai departe. Nu e nimic de condamnat în asta, ba este o chestie cumva responsabilă, decât să ai o viață nefericită și tu și câinele pentru că nu vă potriviți, da? Să stai cu stres toată ziua, bună ziua, să te enervezi eventual pe el și el te simte și el e frustrat cu tine și așa mai departe. Nu văd de ce, când există alte variante, da? Acum nu zic că dacă e vorba de o problemă comportamentală, ele se pot reabilita. 99% din problemele de comportament se pot reabilita, da? Dar dacă este o nepotrivire de caracter, ca să spun așa, ca în mariaj, da? Dacă este nepotrivire de caracter, nu prea ai ce să faci, adică nu este o problemă comportamentală, e o nepotrivire, dacă a personalității. Bun, acum repet, e mai bine să lupți să faci tot ce ține de tine, dar există și varianta în care nu ai ce să mai faci, da? Luați în foster, luați în test drive. Dacă, uite, vrea copilul un cățel de sărbători, luați un cățel în foster de sărbători. Dați-i o casă de Crăciun, da? Ca să se simtă și el bine, să vă simțiți și voi bine. Explicați copilului, dacă este suficient de mare, da, cât să înțeleagă. Dacă e un copil mic, mic, sincer, mai bine nu. Pentru că copilul mic oricum este, cu excepția cazului în care chiar luați un puiuț și atunci cresc împreună cumva, nu știu dacă e cea mai bună soluție pentru un copil foarte mic sau un copil care are 3 ani și nu poate să înțeleagă, ok, luăm câinele acum, este pentru o perioadă scurtă, dacă își găsește stăpâni sau dacă ne place nouă îl păstrăm, dacă nu ne potrivim și nu este ok pentru familia noastră, o să meargă înapoi de unde a venit sau și o să-i caute alt stăpân, da? Asta e fosterul, practic. Sau cum înțeleg eu fosterul. Dar ideea este că asta poate înțelege un copil de la o anumită vârstă. Niște copii mai mici nu prea pot să înțeleagă. Iarăși e greu să delimitezi niște reguli dacă copilul nu s-a născut cu câine în casă, da? Și nu l-a educat în sensul ăsta. Sunt multe, multe de discutat și aici în registru copii și câini, da? Dar eu aș lua, sincer, eu aș ca, mă pun în papucii unui părinte, da? Salutare fetele care s-au mai alăturat și băieți. Așa, mă pun în papucii unui părinte sau pe viitor când va fi cazul, da? Eu nu o să iau un câine pentru copilul meu până când copilul nu este suficient de responsabil cât să poată să îl scoată la plimbare, suficient de mare, în primul rând, ca vârstă. Să pună mâna pe o lesă, să poată să-l ducă 5 metri în lesă, să poată să-l hrănească, să poată să se joace cu el și să nu fie lovit, da? Pentru că un copil de 3 ani cam greu să se joace cu un câine, că nu prea știe, nu are capacități motorii, da? Așa.
să înțeleagă rațional de ce trebuie să facă lucrurile alea și de ce are și el niște responsabilități în creșterea câinelui și așa mai departe. Deci nu doar pentru că, mamă, ce îi place copilului, îi plac copilului animalele și atunci trebuie să-i luăm un animal că vrea copilul. Dar nu toată lumea primește ce vrea. Copilul cam trebuie să învețe de când e mic că primește niște lucruri când poate să-și asume niște responsabilități pentru ele și asta este, din punctul meu de vedere, o filozofie de creștere și a copilului destul de bună. Da? Nu mai faceți impulse purchases pe câini și nu zic de voi, zic pentru toată lumea care o să asculte live-ul ăsta, într-o formă sau alta. Deci, impulse purchase, da, poți să iei pe impuls o pereche de pantofi, da? Aia poți să și arunci dacă nu-ți mai convine. Câinele nu prea poți să-l arunci, aia este. Dar n-ai cum. Iar asta cu sterilizarea, intru iarăși în discuția de sterilizare. Pentru că, din nou, am fost la, mă rog, o evaluare aseară în care am auzit o poveste de m-a lăsat pe mine mască și aș vrea, poate aud și niște veterinari live-ul ăsta. Și da, știu, nu am o diplomă de veterinar ca să pot să-mi dau cu părerea, dar în același timp am o rațiune, zic eu, destul de ok și pot să înțeleg greșeala din rațiunea acelor veterinari. Cuplu care avea, care are cățelul, da? A avut și o femelă și un mascul la un moment dat, rase diferite, dar de aceeași talie. Masculul încă este cu ei, pentru el m-am dus, dar ideea este, hey Joe, ideea este că când câinii, când erau împreună, și ea nu mai este practic vie, așa, când ei erau împreună în aceeași, sub același acoperiș și au făcut femela, da, aveau în jur de un an amândoi, 10 luni, un an, femela intrase, sau până, nu mai știu, dar veterinarul le-a zis ceva de genul, băi, dacă intră în călduri, că ei au întrebat oamenii, deci atenție, de data asta stăpânul n-a fost de vină, a fost specialistul care l-a îndrumat pe stăpân. Oamenii au întrebat, băi, ar trebui să o sterilizăm pe fetiță, că ei nu voiau neapărat pui la momentul respectiv. Ar trebui să o sterilizăm pe fetiță? Veterinarul, nu, că păi, are doar 8 sau 9 luni, nu știu cât avea atunci, are doar 8 luni, nu o să facă pui acum. Ei, ghiși ce? La vârsta de un an căței aveau pui și femeia avea pui, pentru că ei se împerecheaseră cât timp a fost ea în călduri. Atunci, la primul ciclu de călduri, când oricum, by the way, nu este suficient dezvoltat organismul femelei ca să facă pui, da? Deci, veterinar, specialist, omul în România, în cine are încredere? Păi în specialist, în doctor, în medic, în ăla care are prestanță, are diploma pe perete, da? Deci, n-are treabă specialistul care are mentalitate învechită. Același specialist, în ghilimele, și o să zic în ghilimele, cu tot respectul pentru meseria de veterinar și de medic în general, dar, băi, nu poți să dai sfaturi pe niște chestii care, în primul rând, ar trebui să le știi lucrurile astea, totuși, și în al doilea rând, ar trebui să fii conștient de, unu, legile din România care zic că dacă acel câine nu are pedigree și drept de montă, e ilegal să-l reproduci, da? Dacă un medic veterinar zice chestia asta, că e ok, că nu se împerechează și după aia, atenție, a doua chestie pe care le-a spus-o, este să lase cățelul masculul necastrat, că sigur găsesc cu cine să-l împerecheze pentru că este rasă pură și este o rasă rară în România. Masculul, în cauză, este, aș zice pinscher, dar nu este pinscher, pentru că nu are act de proveniență, nu are pedigree, stăpânii nu știau ce e la un pedigree. Atenție însă, e luat de la cineva care crește rasa asta. Și atunci vine întrebare, și care, by the way, le-au adus câinele cumva, tot așa, dat într-o parcare undeva, da? La vârsta de, nu știu dacă avea 2 luni, da? Fără nimic.
Repet, fără acte, fără nimica. Când le-am spus ce înseamnă pedigree și că este un carnet, mă rog, un certificat care arată proveniența câinelui, nu știau, nu, noi nu avem așa ceva. Ei credeau că zic carnet de sănătate. Când mă refeream la acte, da? Ceea ce consideră 99% din români, din nou, da? Și atunci, deci același veterinar, nu castrați că găsiți femele pentru el, că e rasă pură. Păi veterinarul ăla, pentru el ce înseamnă rasă pură? Înseamnă doar așa că arată? Păi arată, nu știu, uite și Kira aici, stai să vă pară pe Kira. Și Kira aici arată, nu știu, tomberoneză imperială, e rasă pură. Nu că e foarte frumoasă cățelușa și este o cățea extraordinară, dar serios, nu pot să zic că e rasă pură dacă eu n-am un carnet de proveniență, nu? Un certificat, pardon, de proveniență. Cum zici tu, da, împerecheați-l, că sigur găsiți femelă, tu ca specialist. Și atunci oamenii ăia pot fi învinovățiți că și-au lăsat câinele după aia, câinele la 6 ani e necastrat, are niște comportamente care deviază parțial unele dintre ele și din cauza asta, da? Și este un câine care a mai fost împerecheat de 2 ori cu alte femele găsite tot așa, să vă mai spun, și e vina stăpânilor. Parțial da, pentru că și ei trebuia să fie mai informați de atât. Dar dacă la vârsta de 8 luni sau 9 luni cât avea puiul atunci, da? Veterinarul le-a zis, nu, să nu-l castrați, că este păcat de el, că e frumos și este exemplar rar în România. Păi și Fuchi este exemplar rar de Akita cu păr lung în România. Ce-ar fi fost să-l montez și eu cu toate achitele pe care le găsesc? Nu? Că e frumos așa, arată bine. Păi bune, acum, eu nu mai am cuvinte, sincer, adică eu am rămas iermască când mi-au spus chestia asta și mi-e și ciudat să le spun oamenilor, băi, nu mai mergeți la veterinarul ăla, că eu n-are treabă cu nimic, da? E ciudat pentru că ei au cumva încredere că s-au dus la el de 6 ani de zile, da? Dar eu, care for dogs care încearcă să limiteze reproducerea asta aiurea animalelor în România, până și să, deși nu sunt eu mare fan, dar legislația, parlamentul, mă rog, guvernul, cine dă legile, da? Care le face. Noi vrem să avem câini sănătoși, să avem câini echilibrați, să nu mai fie câini pe străzi, să nu fie abandonuri, dar nu ne sterilizăm câinii. Specialiștii ne spun că lasă, că e mișto câinele, exemplar, fain să-l ține castrat. Ăla nu se interesează, își montează câinii care scorcituri și le dă nume de presa Canario și alte rase de genul ăsta. Ăștia la alții își iau cadouri copiilor de 3 ani pui de nu știu ce. Pe altă parte, toată lumea își împerechează că eu mi-am luat un mascul și femelă și vreau să-i împerechez și așa mai departe. Și după aia te mai miri când crescătorul, care e legitim de o rasă, te trece prin focurile iadului, prin chestionare de pagini întregi, cred că de chestionare au, ca să vadă dacă ești un urmează să fii un stăpân responsabil, știi ce ai de făcut cu rasa aia, știi cu ce să mănâncă și așa mai departe. Și după ce te invită să-i vezi, după ce te trece prin toate întrebările de la Vana la Caiafa, după ce bagă în câinii aia și investesc o grămadă în educarea lor, în hrănire de calitate, în vaccinuri, în scos acte și așa mai departe, și tot felul de analize ca să iasă cum trebuie câinii și nu știu ce, după aia te miri că îți cere 800 de euro pe câine. A, păi da, da, știi, eu vreau, am văzut unul mai frumos cu 400 sau 300 sau cine știe cu cât mai dau samsarii acum, da? Not ok. Și n-are cum să se schimbe chestia asta decât dacă genul ăsta de discuție se perpetuează și o puneți și voi la rândul vostru, repet, pe share-uri, pe tot felul de chestii. O să vă dau, nu o să vă dau vouă, o să pun pe pagina de Facebook, pentru că acolo pot să dau share, pe Instagram n-am cum să dau share, link-ul de YouTube, ca să fie acolo pentru posteritate. dar o să dau share periodic la chestia asta și o să dau share la video-ul ăsta, în special în perioada de sărbători. Da? Repet, poate există un reach, poate există o conștientizare mai mare, poate măcar și o persoană din lista fiecăruia dintre noi și mă includ și pe mine aici, că nici de la mine nu cred că știu toți cei 5.000 de pe Facebook toate lucrurile astea, da?
măcar câte unul de la fiecare și tot este, sunt niște minți mai luminate, ca să spun. Așa. Și m-am repetat. Asta e expresia mea. Da? Dați-mi și voi, nu știu, ce experiențe mai cunoașteți de genul ăsta? Ce, repet, ce proces ați avut voi la alegerea câinelui? Ce, dacă știți persoane care, nu știu, au greșit sau poate au făcut bine cum au ales, că au ales într-un anumit fel. Am avut, uite, hai să dau și, acum pe final, să vă dau și plusul medaliei sau partea cealaltă a medaliei, pentru că în experiența mea de când fac activitatea asta, am întâlnit și persoane foarte, foarte responsabile. Am întâlnit, încerc să-mi aduc aminte dacă de doi, știu sigur că odată, nu mai știu sigur dacă și a doua oară sau a doua oară era gata, gata să fie, dar n-a mai fost. Dar, în orice caz, am avut la un dat un cuplu, acum vreo 2 ani, nu mai știu, un cuplu, o familie, de fapt, mama, tata, doi copii, care au vrut să se vadă cu mine înainte să-și ia pui. Căutau. Voiau să-și ia primul câine, le-a picat ochii pe Akita pentru că, mă rog, așa a fost conjunctura, le-a plăcut rasa. Și efectiv s-au văzut cu mine înainte ca să facem o evaluare a stilului lor de viață, să văd un pic care e energia cea mai scăzută din casă. Da? Uite, și asta este o discuție poate pentru un alt live. În momentul în care ai mai mulți membri într-o familie, puiul sau câinele pe care urmează să-l iei, chiar dacă e adult, dacă l-adopți, de exemplu, adult, același lucru, el trebuie să fie cu energie egală sau mai scăzută decât energia celorlalți membri ai familiei. Da? Deci dacă cel, în cazul lor era, nu știu dacă fiul cel mare sau fiul cel mic, unul din băieți, avea o energie foarte chill, foarte low, așa, adică era, el nu era foarte activ, nu era, nu-i plăceau plimbări super lungi, nu era cu chestiile astea. În contextul ăsta, puiul care venea în casa aia trebuia să aibă, să fie dintr-un cuib de puiuți, el trebuia ales unul din cei cu energia mai scăzută, da? Adică nu cel mai energic din cuib, pentru că n-avea cine să-l stăpânească, da? Iar în lumea lor, cine are energia cea mai crescută, dacă eu, de exemplu, sunt o fire cu energie medie, și eu mi-am un câine care natural are energie high, e high energy ca și câine, o să-mi fie foarte greu să mă impun în ghilimele sau să mă vadă acel câine ca o figură autoritară sau ca o figură de leadership în lumea lui, pentru că el are energia mai crescută. Și atunci, având energia mai crescută, el o să încerce mereu să, o să testeze mereu, o să vrea să vadă dacă cumva poate să ia, să urce un pic mai sus în ierarhie, în dinamica noastră, da? Granted, dacă lucrezi foarte mult cu câinele, ok, îl aduci într-un nivel și atunci nu e cazul neapărat. Dar eu, de exemplu, pe Fuki l-am ales să fie pe energie egală cu mine sau mai scăzută. Mai scăzută a fost el, de fapt, la început. Și este în continuare, cumva, da? Și mi-a fost mai ușor așa. Asta e un tip pentru viitor când vă mai luați un al doilea câine. Zice aici Anca că noi ne asumăm vina cu astfel de situație, nu ne-am informat deloc înainte de a lua pe Charlie și a mai fost și puțin impulsiv. Adică un impulse purchase, zici tu. Dar clar îl vom castra imediat cum se va putea și învățăm din greșeli. Corect. Da, uite, este o experiență, dar voi acum știți, de asta îmi place, mă rog, că sunteți cu mine aici și că urmăriți lucrurile astea și vă informați, pentru că ok, asta a fost o greșeală, așa cum a fost și la mine, cum am zis la început, când habar n-aveam cu ce să mănâncă un câine și nici la al doilea câine, că de prima am povestit mai devreme, când l-am luat pe al doilea eram deja pe picioarele mele cumva, deci l-am luat ca fiind câinele meu, nu al familiei, da? Dar în continuare l-am luat cumva needucat. Știam doar că vreau câine, știam doar că vreau un câine mai mărișor, nu vreau unul micuț, că avusesem primul, fusese micuț. Știam că îl iau din adăpost, m-am dus special la adăpost pentru a-mi lua un câine. Atunci nu aveam nicio idee de dacă vreau vreo altă specificație sau așa. Nu știam de energie, nu știam de educație, nu știam de nimic din lucrurile astea, da?
Deci, iarăși, nu este nicio, cumva, nicio vină în sensul în care atâta timp cât v-ați asumat, v-ați asumat să-l educați, v-ați asumat să-l sterilizați, să-l castrați când va fi cazul, lucrați cu el pe comportament. Deja este oricum altceva față de situațiile mai jos descrise, da? Sau mai sus descrise. Și eu, ca și voi, după ce am văzut că iese de sub control situația, mă rog, eu am așteptat să ajung să iasă de sub control cu acel câine, cu al doilea, am început să mă informez, am început să mă educ, am început să fac tot ce ține de mine ca să-l aduc cum trebuie pe câinele la pe linia de plutire, da? Și da, l-am reabilitat pe propriile forțe cu ce informații am avut atunci la dispoziție, da? Și de acolo încolo n-am mai făcut greșeala aceea inițială, da? Asta vreau să facem cu toții cei din comunitatea asta care se adună aici. Exact chestia asta, să odată să știm noi informația și să o aplicăm, da? În al doilea rând să o împărtășim sau, mă rog, spread, îmi vine spread în minte, nu găsesc cuvântul română, dați-mi cuvântul de la spread. Așa. Da, să o împărtășim cu alte persoane care poate sunt în papucii voștri, poate sunt fix înainte de a-și alege un câine și atunci i-ar ajuta chestia asta și așa mai departe, da? Deci, eu sper că nu degeaba fac lucrurile astea, adică în sensul în care, ok, le fac pentru voi care mă urmăriți și pentru că e important, eu simt că e important să le fac, dar și să dau ceva înapoi comunității, cumva, da? Dar degeaba le facem, le fac eu, le faceți voi, mersi mădă, mersi, a transmitem, da, exact, exact, să transmitem informația, da, mai departe. Dacă ea n-ajunge la cât mai multă lume, e cam, e foarte puțin, e o picătură de apă într-un ocean, da? Hai să facem chestia asta, repet, fiți un pic proactivi, nu vorbesc acum de live-ul ăsta, deși și cu el, dar vorbesc de cei din jur pe care îi mai auziți, că o să înceapă discuții, da, tu ce iei, da, uite, pentru copil, da, ce și cum. Trimiteți-i măcar informativ pe profil, sau la mine, sau spuneți-le voi din gura voastră, da, lucrurile astea, pentru că s-ar putea să fie o schimbare acolo, da, s-ar putea să puneți o cărămidă la ceva mai mare. Da? N-avem cum altfel. Adică, oricum în România mai e mult de mers pe partea asta, mult, mult. Și ar trebui, din punctul meu de vedere, să se facă niște campanii de informare pe TV pe chestiile astea. Pentru că până nu e mass media implicată, din gură în gură se duce, dar se duce greu. Ce poți pune într-un spot TV repetitiv sau într-o emisiune care să fie periodic, o dată la 3 luni, care să aibă reach mai mare, da, și ce poți influența într-un an cu mass media, influențezi în 5, 6, 7, 10, din gură în gură, da, deci e altă poveste. Dar da, haideți să facem chestia asta, eu o să vă las un pic mai devreme în seara asta, dacă nu mai aveți voi întrebări, dacă mai aveți întrebări sau experiențe pe care să le împărtășiți cu tot dragul și mai stăm de vorbă. Dacă nu, oricum ne mai lasă Instagram-ul vreo 5 minute, așa că eu v-am transmis ce am avut să vă transmit. Sper că s-a înțeles foarte bine. Și vedem, influențăm cum putem, da? Mă bucur foarte mult că o parte dintre voi deja chiar aplicați, chiar se văd diferențele. Uite, chiar și Kira, care este aici, că mai povestesc un pic de ea. Hai să pun invers. Deci Kira, care a stat tot live-ul așa, și acum știe că vorbesc de ea, că vede telefonul îndreptat către ea, am rămas efectiv surprinsă azi dimineață când a adus-o stăpâna de ce câine schimbat este. Și uite, Kira este, face parte dintr-o familie de oameni care n-au mai avut câine înainte, sau nu știu, am mai avut unul, dar s-a întâmplat ceva rapid cu el și nu au avut pentru foarte scurtă perioadă. E un câine care a venit, ne-am întâlnit pentru a reabilita, da? Era super lătrăcioasă, la orice sunet auzea pe scară, pe bătaie la ușă, pe stradă, dacă se apropiau oameni în mers de stăpâni,
de oricare, de copil, de mamă, de oricine, lătra și sărea pe ei și se dădea la ei și așa mai departe. La câini nu mai spun că făcea ca toate ființele când vedea câte un câine și așa mai departe, da? Acum stă cu Fuki relaxată în casă, este... deci, legat de lătrat. Nu merge foarte frumos afară. Mai câte o corecție când și când din partea stăpânei, dar merge foarte frumos în lesă. Nu mai are treabă cu străinii, nu mai are treabă cu câinii. Doar, ok, se alertează un pic când îi vede, dar nu mai face ca toate alea când trece pe lângă un câine. A adus o stăpână, era foarte, cum să zic, bucuroasă azi dimineață, era super ok. Nici prea agitată, n-a sărit pe mine, ceea ce făcea de obicei când am cunoscut-o, era numai sărea, pe toată lumea sărea în casă. Și era numai pe controlul spațiului personal. După care arată foarte bine. Este un câine castrat în jurul vârstei de 10 luni. La fel, stăpânii am educat eu pentru că nu știau că ar fi bine să o castreze, că nu știu ce. Uite, acum iară vede că vorbim. Da, fată. Dovedit. Așa. Și dar e foarte conștientă că se vorbește despre ea. Fuki nu e chiar așa. Bun, hai că revină să o las să liniștească. Au castrat-o în jur de 10 luni, când avea 10 luni. Câinele ăsta, sincer, s-a dezvoltat mult mai frumos după castrare decât înainte să fie castrată. Era foarte slabă când am cunoscut-o. Era un băț de câine. Și acum este slăbuță, că așa e, na, construcția ei, dar slăbuță în sensul de e slim, da, dar arată bine, este blănița pe ea arată bine, nu i se mai văd coastele, e mai înăltuță, e mai lunguță, e frumos dezvoltată în lățime, nu e grasă, atenție, nu vorbesc de îngrășare, nu s-a îngrășat la modul nașpa, e foarte bine dezvoltată, da, e efectiv e un alt câine și psihic și fizic. Și asta pentru cine are dubii, încă, da? Poate v-a mai spus vreun veterinar că nu e bine să castrezi câinele până la 2 ani. Da? Asta este frumos dezvoltată. Fuki este frumos dezvoltat. Chili s-a dezvoltat frumos. Cei dinainte, și Jinx și Rex, câinii pe care i-am avut eu înainte de Chili, frumos dezvoltați, ambii castrați. Mă rog, unul la un an jumate, unul cred că pe la un an. Deci, câini castrați înainte de termenul spus de veterinar, da? Câte exemple să... O să vă mai dau exemple de-a lungul timpului când o să mai iau câini și o să-i castrez la timpul potrivit, da? Câte, totuși, da? Până să ne dăm seama că nu e nicio problemă să castrezi câinele la vârsta de 8, 9, 10 luni, da? Că arată bine și se dezvoltă ok. Deci, liniștiți, da? Absolut liniștiți. Bine, dragilor, eu, Fuchili, Sakira, vă pupăm. Repet, dați un share, dați un like, dați un comment. Merge și pe YouTube, pe Iulia Muntean, scris normal. Pe canalul meu o să fie și acolo live-ul, puteți da share la link, eventual, și așa mai departe. Și ne vedem joia viitoare. V-am pupat!